Cei care desenează sau fac grafiti pe clădiri și garduri fără acceptul proprietarilor ar putea plăti amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei. De asemenea, în timp de 15 zile, aceștia trebuie să refacă suprafețele vandalizate pe cheltuială proprie. Sunt cele mai dure decizii luate ieri în Senat și nu sunt singurele. Vor fi pedepsiți inclusiv cei care distrug afișele și reclamele amplasate în mod legal sau insistă să lase mesaje, indiferent dacă sunt sau nu obscene, în locurile publice. Amenzile sunt însă mai mici, între 100 și 500 de lei. Senatorii vor să-i descurajeze astfel pe cei care distrug fațadele clădirilor aflate pe domeniul public sau privat sau, mai grav, pe construcții care fac parte din patrimoniul cultural al țării. Dacă legea trece și de Camera Deputaților, vor fi pedepsiți și cei care distrug piesele de mobilier urban, cum ar fi băncile din parcuri.